După 4-1 pe teren propriu, manșatura barajului de promovare în Liga 3 de fotbal, retezatul Hațeg a obținut o remiză albă în returul de la Magica Balta Caransebeș. Astfel, echipa din Hațeg revine în Liga 3 după 12 ani de absență, jucătorii pregătiți de Dan Bona, făcând un excelent joc tactic la Caransebeș, obținând un 0-0 sinonim cu promovarea. Astăzi îți spun că a fost un meci foarte echilibrat. Am primit altă replică vis-a-vis de Hațeg. La Hațeg îți spun că cred că după ce am întors foarte repede rezultatul la 2-1 și cred că fizic am stat la Hațeg mai bine. Dar astăzi îți spun că a fost un meci echilibrat. Echipa gază s-a prezentat, zic, de o replică foarte bună. Bine, și noi am avut avantajul rezultatului din tur și am acoperit bine zonele, am stat să nu am riscat mai nimic de multe ori și până la urmă ne-a ieșit rezultatul. Astfel, retezatul Hațeg este a treia echipă cu hunedureană care va evolua cu siguranță în ediția viitoare a eșanonului terț, alături de CSM Deva și Jiul Petroșani, însă acest număr ar putea să crească. Corvinul Hunedoara așteaptă să vadă dacă se va putea înscrie în Liga 2. Totodată, cei de la Orul Brad așteaptă la rândul lor să vadă dacă vor evolua mai departe în Liga 3, existând posibilitatea ca trupa zărândeană să retrogradeze în eșanonul al 4-lea. Varianta ideală pentru fotbalul hunedorean ar fi cea cu 4 echipe în Liga 3 prin promovarea Corvinului și menținerea Aurului în eșalonul terț, însă toate acestea vor fi cunoscute pe 15 iulie.